Să rămână, o să încep să fie o întâlnire plăcută, chiar dacă o să fiu one man show astăzi. O să vin cu lucruri interesante. Suntem înainte de vacanță. Spuneam înainte că cine își permite merge la Ibița, cine nu, măcar la Eforie, un final de săptămână. Și noi și dumneavoastră. Până pe 15 august o să luăm o perioadă de liber, de concediu. Măcar după spusele domnului președinte, de 15 august. Sper să așa să fie. Astăzi închidem cumva, momentan, seria de dezvăluiri interesante despre vrăjile făcute de PSD și despre liderii acestui partid în județ. Nu fără a puncta că săptămâna asta la sediul primăriei la Crevedia a fost o descindere a Direcției Naționale Anticorupție cu mascați și au fost duși la sediul din București al direcției toți angajații primăriei de la Crevedia care au cumva legătură cu proiectele de aducțiune a apei și de drumuri de la Crevedia, cu excepția doamnei primar, am înțeles, a oficialului de stare civilă, toată lumea a mers acolo. La Crevedia, fără să am detalii foarte evidente, clare, detalii de care țin de partea tehnică a proiectului, știu că se bagă apă de 12 ani, din 2005, primul domnului Bădăl o bagă. Din 2005 îi groapă niște conductă. Am avut și o curiozitate la un moment dat, m-am întâlnit cu doamna primară cu vreo 3 luni și am întrebat-o, aveți apă? Nu, nu avem apă. Deci de 12 luni, pe defunct a ordonat, sau nu, hotărât de guvern 577, după aceea transferul proiectului pe ordonanța 7, respectiv pe... De 12 ani. De 12 ani. A zis luni mai devreme. De 12 ani, scuze mult. De 12 ani, din 2005 se bagă apă la Crevedi. Mai precis se îngropă niște conductă de către firma domnului Bădălău. Probabil asta a fost incipiența. Aici s-a creat precedentul care a demonstrat că este o chestie foarte, foarte aducătoare de profit. Nu mai avem nici obiectul sau subiectul muncii noastre, al dezvăluirilor. Domnul Bădăloc, după cum știți, dumneavoastră, după 3 săptămâni de stat la Roma, acum a ajuns la New York. Presa, și nu cea tabloidă, de presa serioasă americană, a punctat foarte, foarte bine chestia asta. Domnul Bădăloc nu este fi de cine. La coborârea din avion pe aeroportul Kennedy au fost și ziariști de la New York Times, New York Post, Herald Tribune. Așa cum știți, domnul Bădăloc este un foarte bun vorbitor și de română și de engleză. La întrebarea Mr. President, how do you feel? Dumnezeu a spus pur și simplu Phil Collins. Vedeți lipsa de cultură? Dacă ar fi știut că și pe toboșarul de la ACDC îl cheamă Phil Rudd, ar fi spus probabil Phil Rudd. Glumeam. Mă întreb ce o să facă domnul Bădălău, cum se va împărți în această lună între Wall Street și Broadway. Știm că este devorator de teatru și de cultură. Probabil de asta și mers în state și New York, pentru că știe că pe Broadway montează și se joacă cu mare succes piesele ale marelui regizor român Andrei Șerban. Cine Andrei Șerban? Sigur nu e Andrei Alexandru. Cred că ar fi interesant pentru dumneavoastră să știți că lupul tânăr strigă lupul singuratic, lupul tânăr și singuratic după dezvăluirea mea făcută acum 2 săptămâni în ședința, în conferința de presă, că în cadrul PSD e o schismă și nu mică, adică nu e crăpătură. Lucrurile sunt foarte grave. Există două tabere, tabăra Alexandru Cuc, Dobre, Cărbănceanu și tabăra Mina Bădălău, Corbea, Ianache, Stoica. Imediat, domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Mina, într-o conferință în care era la fel ca mine, singur, lupușorul singuratic striga, suntem împreună. Unde împreună? Că sunteți din ce în ce mai singuri. Nu vă spun că vin vești și la noi, cum că domnii 1-3, domnul Cuc, aripa grea, aripa pufoasă a PSD-ului. A început să-i fluture domnului Bădăloc la nas foaia de transfer. Unde? La PNL. Tot avem eu o discuție cu domnul Mandu, o discuție privată în care
Nu, în ședința o să punctez întâi punctul de vedere al domnului primar Barbu, care spune că este foarte bucuros că PSD-ul este foarte bine reprezentat în PNL. Cum și PNL-ul este foarte bine reprezentat în PSD. Să fim serioși, doamna Dinu și domnul Andrei Alexandru nu au fost PSD-iști. Suntem într-un principiu al vaselor comunicante și ne transferăm de colo-colo într-o imensă țopăială. Iar ceea ce ne definește în cele din urmă ca și membrii ai unui partid sau doctrină este momentul. Cine e la putere, acolo mergem. E PSD-ul la putere acum, mergem la PSD, facem pe socialdemocrații, vin liberalii la putere, devenim brusc politicieni de dreapta și înfierăm cu mânie și mândrie proletară politica socialdemocrată și socialismul științific. Deci, domnul Cuc, actual ministru al Partidului Social-Democrat și domnul Andrei Alexandru, nu pierd nicio ocazie să se dea stampă, să spună că au PNL-ul la picioare, că domnul Orban îi așteaptă cu flori, galben în gară, și că nu e o chestie decât de timp când dumneavoastră vor veni și vor prelua frâiele Partidul Național Liberal, bineînțeles că, cum să le spunem, supărați de serviciu la momentul ăsta, oamenii care nu au mai prins funcții nici măcar birou permanent județean, sunt oamenii care le fac pârtie pentru venire. Dacă, în punct de vedere este personal, nu este punct de vedere al partidului, dacă într-adevăr este o acțiune concertată la nivel național, pentru dizolvarea sau diluarea forței politice a PSD-ului la nivelul Parlamentului României, chiar nu niciun fel de problemă. M-aș bucura fantastic de tare ca în fiecare județ din țară să existe cât un Cuc și cât un Andrei dispuși să dea deoparte faptul că au ieșit deputați pe listele unui partid de stânga și să vină la un partid de dreapta pentru a reface cumva eșichierul politic și forța politică de guvernare. Cam atât. E cald, e vară, cred că aveți și alte conferințe astăzi. Aștept întrebările dumneavoastră. Acum trebuie să înțelege foarte bine. Aveți informații că domnul Cuc și domnul Andrei Alexandru au tratat deja cu cineva din PNL? Nu, nu, au vorbit în sensul ăsta. Au vorbit în sensul ăsta. Nu, cineva de la PNL sau au vorbit doar singuri? Nu, nu singuri. Au vorbit în niște cercuri. Vorbim. Întrebarea dumneavoastră, dacă îmi permite să completez, era dacă a discutat cu cineva din PNL, nu cu altcineva. Categoric nu. Nu. Nu, nu, nu. Dar se manifestă în sensul ăsta. Domnule, PNL-ul e așa cum este și ne așteaptă pe noi. De ce am punctat? Vedeți dumneavoastră, puterea creează distorsiuni de comportament. Când ajungi deputat cu niște scoruri absolut remarcabile, ai impresia că tu ești Dumnezeu. Nu, domne, oamenii ăștia nu au noțiunea că sunt acolo pentru că au în spate niște primari cu adevărat potentați și puternici. Și pe Cuc, și pe Mina, și pe Bădălău, și pe... i-au făcut parlamentari acești primari. Ei n-au trei voturi. Dacă Bădălău ar vrea mâine să candideze la primăria orașului Bolindin, ar pierde în fața oricui. Oricărui om serios. Și romii din Bolindin, dacă își pun un candidat, îl bate pe Bădălău, îl ascultă cu urechea. Domnul Cuc, dar v-ați pus cumva ipotetic și varianta că chestiunea asta cu transferul domnului Cuc și a domnului Andrei la PNL este tot o strategie a domnului Bădălău, așa cum a fost strategia cu Beianu, cu Floicel, că v-a băgat Carlu Troian în organizație, v-a făcut... Sentimentul meu este că Bădălău în momentul ăsta a pierdut frâiele la nivelul partidului lui, pentru că a dispărut efectiv din schemă, are probleme mai grave și mai importante, fiind președinte executiv al partidului. Ce știu, și din nou
o știu din interior, este că membrii importanței PSD-ului din Giurgiu, din municipiu, nu l-au iubit niciodată pe domnul Bădălău. Domnul Bădălău este într-o intruziune fantastică, este un intrus în PSD-ul giurgiuvean. Nici nu ai cum. Apare un Terchea Berchea de la Borintin, care ajunge la un moment dat să facă toate cărțile și le cam face. De foarte mult timp eu accesez la punctul de vedere al domnului Anton, cum că nimeni vreodată în politica giurgiuveană nu a avut atâta putere cât domnul Bădălău și nu pot să nu admit că din punctul ăsta de vedere îl apreciez. N-ai cum să nu apreciezi. Dar atât. Atât. Deci nu... ai spus o strategie în sensul care nu. Nu. Nu e mână domnului Bădălău. Să fim serioși. Domnul Bădălău e acolo. A, ar fi un... Da, acum înțeleg întrebarea dumneavoastră. Nu, nu e strategie. Nu, oamenii sunt pe... se simt pe caimă în momentul ăsta. Cine-i PNL-ul? Un partid mic. Îl vrem și dacă vrem, îl luăm și pe ăsta. De ce a fi dispus domnul Cuclie, exemplu, să gândească că ar putea să plece la alt partid în condițiile în care are absolut tot ce își dorește? Domnule, dar are astăzi. De la autostrăzi până la aeroport. Are astăzi. Iar după ceea ce s-a întâmplat în perioada imediat trecută cu guvernul Grindeanu, eu nu am nicio clipă impresia și cred că dumneavoastră care are informații mult mai multă decât mine. Știu sigur că zilele guvernului Tudose nu sunt atât de multe. Să fim serioși, nu mă gândesc nicio clipă sau mă gândesc cu groază că vom sărbători centenarul Unirii cu Tudose prim-ministru. De la Ionice Brătianu, ăsta era prim-ministrul României în 1918 la Unire, la Mihai Tudose e nu regres, e cădere în cap. Ei știu lucrul ăsta, că zilele guvernului sunt numărate și probabil au foarte multe informații. Eu nu cred că PSD-ul va guverna 4 ani. Mai mult decât atât, eu nu cred că PSD-ul va ieși din iarna viitoare. Și sunt și alte variante de în condiții în care PSD-ul nu va putea guverna 4 ani, v-ați gândit că există posibilitatea unei alianțe între dumneavoastră și alte partide, care ar fi partidele care... Domnul Bandu, eu am gândit, eu gândesc mult. Ați văzut și dumneavoastră punctul de vedere al domnului președinte Orban chiar la congres, imediat după ce a devenit domnul președinte. A spus, domnule, sub nicio formă nu va mai fi un alt USL. Dar știți cum e în politică, never say never. Probabilitatea ruperii a unei facțiuni social-democrate de mai bună calitate care să-l urmeze pe Ponta, nu că m-ar da afară dragostea pentru Ponta, există. Chit că acum 3 săptămâni PSD-ul a dat nota unui partid extrem de disciplinat. Să fim serioși, când îți trebuie 314 voturi sau câte le-a trebuit și le iei, asta denotă disciplină foarte multă, dar la un moment dat, mai ales când faci disciplină cu parul, apar oameni care vor face stânga împrejur, nemai discutând că sunt personaje în PSD care erau miniștri de serviciu. Personaje de genul Corlățeană, Teodorovici, Nicu Bănicioiu, care nu sunt pe nicăieri. Oamenii ăștia nu pot să stea deoparte 4 ani. Sunt obișnuiți să fie miniștri și, iarăși, deși nu-mi place, comparativ cu ceea ce au în momentul ăsta în guvern domnii de la PSD, ăștia sunt chiar ministeriabili. N-a spus că faptul că Ponta tocmai a scăpat de niște dosari. Da. Deci o alianță cu o anumită fracțiune mai decantată din PSD s-ar putea face. Absolut. După cum știți, în ședința de acum 3 săptămâni, când s-a pus problema la nivelul PNL-ului, domne, într-o eventuală coaliție de guvernare, cu cine ați guverna? La nivelul biroului permanent județean, pentru că ei s-a cerut și nou punctul de vedere și a fost extrem de interesant, a spus, domne, am stat de vorbă, în primul rând, cu ALDE, fără niciun fel de problemă. Nu putem să nu admitem că ALDE este partidul nostru, frate, chit că sunt disensiunile care sunt la momentul ăsta și care țin strict de șefii partidelor. După aceea, fără niciun fel de problemă cu Mișcarea Populară, Partidul Mișcarea Populară. Deși, iarul tocmai recentă a demonstrat că un melanj de genul ăsta de la guvernare nu aduce nimic bun. Știm, la un moment dat, Convenția Democrată sau mai înainte, Alianța... Da. Alianța, da. USL-ul care n-a fost chiar un melanj. A fost numai de două partide. Dar, la un moment dat, Alianța, da. Avea chiar Partidul Democrat, partidul în care făcea parte, care l-a făcut varză. Ministrii PD-ului, la momentul ăla,
au demontat și au demolat guvernul. Care sunt și acum de același Traian Băsescu, cu care vreți să faceți alianță, dar atunci alianța ta cam așa s-a întâmplat. Domnul Brebeciuc, știți ce se întâmplă? Altă lume, altă era. Băsescu e cam obișnuit să dea șuturi. Sigur, altă lume, altă era, dar nu mai discutăm despre aceiași oameni, că discutam la momentul ăla despre Berceanu, unde e Berceanu, nu mai e pe nicăieri, da? Sasu, unde e Sasu, nu mai e pe nicăieri. Alți oameni și potențialul. Deci Traian Băsescu n-a avut nicio vină. Ei, nu. Ei, nu. N-am spus asta. Doamne ferește, nu. El a implodat guvernul la momentul ăla. Bine, un guvern condus de Victor Ciorbea și știți, falimentar. Lumința de la capătul tunelului nu, și... Nu, nu vorbesc de Convenția Democrată, vorbesc de Alianța ta. Da. Da. Eu n-am spus că Băsescu nu e vinovat. Probabil asta ar face și acum. Probabil asta ar face și acum. Probabilitatea unui guvern cu... Îl vedeți pe Băsescu cumva în expectativă sau la un minister de mâna a doua sau... Băsescu, probabil, într-o situație de genul ăsta, spune prim-ministru. Vreau prim-ministru, numai în condițiile astea. Sau prim-viceprim-ministru și în două locuri conduce guvernul. Și care ar fi calitățile unei așa ipotetice facțiuni din PSD cu care ați stat eventual de vorbă cu guvernare, pe condițiile care ați vorbit de Ponta? Păi să dau și aminte cum s-a întâmplat cu USL-ul, că Ponta era atunci... Nu v-am spus, este punctul meu de vedere. Sincer, sincer, varianta cea mai plauzibilă și corectă mi s-ar părea legile anticipate, cu toate că nu văd, cel puțin în momentul ăsta, o modificare esențială a scorului electoral de după alegeri, cu toate că am convingerea că PSD-ul este nu cred o boabă din ceea ce spune sondajele avantgarde ale domnului Pieleanu, care este evident subiectiv. Există o scădere de cel puțin 2-3%, creșterea noastră nu știu de unde vine. Sincer, nu văd de unde vine. Dar este conform sondajului avantgard și contează foarte tare tendința, nu scorurile la un moment dat. Deci, pe ultimul sondaj avantgard, PNL-ul era pe 24%, PSD-ul, culmea, rămăsese acolo. Era vorba de un procent de scădere și acolo. Un procent la un sondaj de opinie, cât ar fi de bine realizat, e în marja de eroare, evident. Dar eu zic că lucrurile nu pot rămâne așa, pentru că guvernul actual, așa cum a fost și guvernul Grindeanu, este un guvern de nulități. Vă referiți la creșterea PNL la nivel național. La nivel național, sigur că da. Eu m-am gândit că poate vine și din gafa pe care a făcut-o PSD-ul vis-a-vis de UDMR, când a apărut criza cu Grindeanu. Cel puțin pe zona Ardeal, zona naționalistă a Ardealului, pe care, din păcate, de la dispariția UNR-ului și... Nu, pe UNR-ului. Pe UNR-ului și PRM-ului n-a speculat-o nimeni. N-a speculat-o nimeni. Zona aia de naționalism... care venea cumva și ca răspuns la politica mai agresivă a UDMR-ului la momentul respectiv. Vorbim de UDMR-ul din perioada Marco Bel. Ne place sau nu ne place, Chelemea Cunor a venit cu un mesaj mai împăcitor, cu excepția faptului că UDMR-ul își face tot timpul treaba. Și tendințele și targeturile UDMR sunt aceleași tot timpul, domnule, să fim serioși. UDMR ce vrea până la urmă? Ardeal. Corect. Cum vedeți posibilitatea organizării de alegeri anticipate în Căderea guvernului Tudose, înainte de sărbătorile de Crăciun, ar aduce, după, din punctul meu de vedere, ar aduce la alegeri anticipate. Și cred că va cădea. Parlamentul își va dori chestia asta? Categorii nu. Hei, acum? Acum? La 10.000 de euro pe lună se plece acasă? Pleacă câinele la măcelărie? Categorii nu. Proiectele de tipul ăsta, proiecte, v-am spus, ele nu sunt decât continuatoare ale proiectelor din perioada anilor 90, făcute pe contract de guvern 577 și ordonanța 7, care nu sunt decât furturi calificate. Atât. Modul în care se derulează, extendă simplist, nerealist aproape. Interesant este că la un moment dat era chiar un control al Curții de Conturi general la nivelul Ministerului, dar văd că nu s-a întâmplat nimic. Chiar nu s-a întâmplat nimic. V-am spus, am demulat și un proiect de genul ăsta. Chiar n-a fost niciun fel de problemă. A fost vorba de drum. De drum, de asfalt. Asfaltările se fac în baza unor standarde de cost. Acolo n-ai cum să sari. Standardul de cost, de pildă, pe asfaltare normal într-o localitate la un drum de 6 metri, este de 165.000 de euro fără TVA. Deci nu te poți duce mai mult de 190.000 de euro pe kilometru. Nici nu s-a pus problemă. La mine a fost undeva la 90.000. E, la apă, nu mai există standarde stabilite printr-un act normativ. Aici se pot juca cum vor ei. Și jocurile, v-am spus, sunt de minim 500% profit. Și dacă ar avea cel puțin ca rezultat, sau ca rezultantă,
alimentarea cu apă are localitate. Nu, domne, nu au. Uitați-vă la Crevedia, se bagă apă de 12 ani. Nu, se bagă țeavă. De 12 ani. Când vine PSD-ul la guvernare, primii bani care vin, să vă uitați spre, acum nu mai e cazul că s-a terminat, primii bani care vin pe prima hotărâre de guvern, pe Ministerul Dezvoltării, sunt bani la Crevedia pentru firma domnului Bădălău. Cum zice la firma asta, domnule? MBG. Una dintre ele. Aia veche. Una dintre ele. Una dintre ele. A zis. Celelalte dacă sunt. Dar câți kilometri de treabă de îngropa, vă dați seama? Dacă de 12 ani tot îngropă? Doamnă, Mai și de zbroapă. Chiar nu e chestie tehnică extrem de simplă. Nu trebuie să fii profesionist să faci lucrul ăsta. Cu un budoescavator care au și niște cupe în curmă de trapez cu baza mică jos, se face groapă la 40-50 de centimetri, se îngroapă polipropilă, în spate vii trebuie cu ropata și ascund polipropilă. Da, dar dacă terenul e greu, mai adaugă niște bani în funcție. Da, așa este. La stâncile, la stâncile. Noi suntem într-o zonă stâncoasă, dar suntem mai... E terenul stâncos. Probabil de asta e la New York, domnul Bădălău, să vadă cum au reușit ea să foreze, că știți că... Trebuie să faci zevier, dacă eu știu pe acolo... ceva de bypass-uri, să-ți faci lumea. Bypass-uri, da, da, da. Mai acolo, vă 5 comune mai acolo. Cel mai complicat a fost cu expropierele, că puteți că am făcut. Expropierele. Bănuiesc că ați cerut prefecturii încetarea mandatului domnului Pic. Cum e legea acum? Nu. Domnul Pic are, conform statutelor lui partid, are un termen de grație în care poate depune o contestație la Comisia de Arbitraj, după care l-a și făcut, am înțeles, cu data de ei. Deci s-a încadrat în termen. Era un termen de 10 zile. Iar a fost numai 7 zile de la întâlnirea colegiului director județean, iar domnul Pic a depus ieri la secretariatul partidului o contestație la Comisia de Arbitraj. Și cam în cât timp se judecă asta? Comisia de Arbitraj cred că judecă tot în 10 zile, s-ar putea să 10, maxim 15 zile, după care, dacă dumnealui... Calendaristice sau... Calendaristice... Nu, nu, lucrătoare. Lucrătoare. Lucrătoare, deci 2 săptămâni. După care, dacă... domnul Pic nu obține satisfacție, se poate adresa Comisiei de Arbitraj Național. Abia după aceea. Dacă lucrurile nu îi sunt favorabile, se fac demersurile către prefectura. Până atunci, se joacă. Dar nu credeți că ar fi, eu știu, o soluție ca să evitați pe viitor polemicile și, eu știu, intrarea cumva pentru o situație nu tocmai plăcută pentru PNL în Comisia asta de Arbitraj Locală? Se dea o soluție prin care să se anuleze decizia luată? Domnul Mandu, Comisia de Arbitraj, conform statutului, este, nu este în niciun fel, cel puțin teoretic, în niciun fel în subordinea cuiva din partid. Nu e în subordinea biroului permanent județean, nu e în subordinea președintelui. Păi atunci de ce dracu ai mai face-o dacă ea primește ordine, ce să poți arbitreze? Nu e în subordinea nimănui. Nu știu dacă ați observat și n-ar fi trebuit să observați. Este compusă din oameni din teritoriu, președintele Comisiei de Arbitraj, cel puțin temporară, pentru că președinții aleși odată cu alegerea președintelui în aprilie, pe 24 aprilie, dacă rețin bine, aia a fost data alegerilor noastre, au declinat cumva, și-au declinat cumva competențele, nu au participat. Noi am ales. Președintele acestei Comisii de Arbitraj, de pildă la noi, la PNL, Giurgiu, este viceprimarul la Kosova. Ion Grigore Adrian, un băiat probic și moral. Și chiar un tip care nu se îndoaie. Am înțeles, a spus bine dumneavoastră teoretic, cum se subordonează. Da. Am să vă spun un lucru. Și cu asta închei. La Florestoinești, la un moment dat, tot revin acolo. Chită, nu știu, cred că nu mai trage ața către primărie. La Florestoinești, reușisem la un moment dat, în 2012, să fac un grup de 40 de oameni, toți vectori de imagini. Nu neapărat prieteni între ei. Dar e una e chestia asta. Nu neapărat partidul, că am ieșit prima oară în 2010 de la PNL, după aceea la PNL în 2012. M-am dus aproape 90%. Dar am reușit să-i țin pe acești oameni împreună 2 ani. Și am spus, cred eu, sincer, cel mai bun scor pe care l-a scos cineva în județ, adică vorbesc despre un scor sincer. Votul, omul, ștampila, buletinul de vot băgată în buzunar. Chestiile alea cu 95% la Mihăile și 99% la Pruntul, nu le cred boabă. Fără să arunc cu pietre în cineva. Și eram foarte bucuros că vreo 3 ani n-am avut niciun fel de plecare. Niciun fel de plecare, nu s-a supărat nimeni. În momentul în care a plecat primul la un moment dat, n-am înțeles nici acum ce l-a supărat. Deși a rămas relativ amici. S-a creat hemoragie.
Deci nu sunt nici eu de acord cu epurările, cu supărările, cu certurile la nivel de partid. Nu adun nimic. Nu adun nimic. Și nu-mi plac ședințele de genul ăsta. Sunt un tip anticonflictual prin conformație. Nu-mi plac conflictele din genul ăsta. Mă mai scapă gura. Câteodată și spun cu o prostie. Îmi pare fantastic de drum că am făcut tot aceea. Dar, în general, la partid, la nivelul unei organizații cu Giurgiu, e oraș totuși, nu, puteți, nu vă cunoașteți toți. Nu se cunoaște toată lumea cu toată lumea. Nu pot să mizez tot timpul pe prietenie. Dar pe un grup unit de 100 de oameni care sunt vector de imagine, înseamnă, la un moment dat, un scor electoral sănătos. Nu 9%. Da. Pe fondul ăsta, al unei amiciții, domne, nu trebuie să ne iubim. Că ne vedem la partid o oră pe zi. Și mergem acasă fiecare după ce fără niciun fel de problemă. Chiar trebuie să ne dăm în cap. Da. V-am spus, nu sunt nici măcar membru al organizației municipale și astea sunt puncte de vedere gratuite. Una peste alta, cam peste cât timp se va ști exact, rămâne sau nu rămâne doctor? Este două săptămâni. Două săptămâni, în două săptămâni avem poziția Comisiei de Arbitraj. Să zicem că va contesta în continuare la Comisie. O lună. Dacă nu, cumva Comisia de Arbitraj la nivel național nu este în vacanță judecătorească, așa cum sunt în instanțele civile. Să vă doriți ca un doctor Pic să rămână în continuare pe nele sau să plece? Domnul Mandu, vă întreb personal, nu vorbesc de parte. Și în afară conferințele. Eu nu-l cunosc personal pe domnul doctor Pic, decât discuțiile mele cu domnul doctor Pic au fost punctuale. Bună ziua, domnul doctor, am răspuns nevastă mea? Da, domnul Dumitru, vreți să mergeți, mai așteptați 5 minute. De modul ăsta. Deci de două ori mi-a răspuns nevasta. Eu am alt punct de vedere. De două ori mi-a adormit nevasta și a și trezit. Deci sunt extrem de îndatorat din perspectiva asta. Domnul Dumitru, asta e datorie. Nu mi-ați răspuns. Intră în fișa lui personal. Fișa de post. Mă doare de care fiecărui om din PNL, inclusiv domnul Dumitru. Domnul Dumitru, prin articolul care a ținut de ora înaintea, domnul n-a mai venit la a fost prea târziu pentru programul meu atunci când s-a spus la 4:30 și părerea ce v-a spus cam asta e cu mine oră potrivită, dar e treaba partidului ce face. Am citit ce au scris colegii vis-a-vis de plecarea domnului Pic. Acum aprofit să vă întreb și eu ce i s-a imputat. Că n-a venit la ședințe? Da. Cred că nu i s-a imputat nimic. I s-o fi amputat celor. Dom'le, am participat și eu la ședințe. Cei sau cei care a făcut propunerea, cu ce a susținut? Da, ne participat la ședințe, ne plata cotizații pe anumită perioadă, niște discuții absolut neprincipiale pe la care n-am asistat, v-am spus, nu sunt membru al organizației municipale, nu particip la ședințele organizației, neparticiparea la ședințe, o atitudine sfidătoare și ostilă la adresa actualei conducere a partidului. Dacă mă credeți sincer, mi-a spus o întrebare și vreau să fiu foarte sincer cu dumneavoastră. Eu l-am văzut pe domnul doctor Pic la Congresul Partidului, la Congresul Național al Partidului, la Romesco. În prima zi a fost și domnului delegat, pentru că era președinte al calitatea noi, era președinte al Ligii Aleșilor Locali din județ. În grup de 50 de oameni am fost în prima zi, 50, nu, chiar 64 de oameni. O zi specială, Congres al Partidului după foarte mulți ani. Am mers acolo, era foarte de dimineață, toți eram voioși cumva. Era de dimineață, înainte de partea purtehnică care obosește. Am văzut un om trist. În afara... deci era singurul personaj din grupul de la Giurgiu care mi se părea că nu este natural acolo, era domnul doctor Pic, cu care n-am vorbit. L-am văzut atât pe lângă mine, am salutat pur și simplu. Am avut sentimentul pe care l-am avut și eu, proaspăt semnatar al mizeriile de ordonanță 155 cu trecerea, când împreună cu 9 oameni, 50 de persoane, m-am dus la lansarea candidaturii domnului Ponta la Stadionul Național. Și vă jur că am reușit să stau fix 3 minute. M-am așezat, am respirat de 3 ori, simțeam că n-am aer și le-am spus oamenilor, hai să mergem acasă, cu ijurile de rigoare. Ducă noi eram singuri. Pleca lumea într-o veselie, de atunci știu că Ponta pierde. Exact așa l-am văzut pe domnul Pic. Nu era în elementul dumneavoastră. Nu era la dumneavoastră.
Nu se trimite. Eu nu cunosc capacitatea noastră de a face o analiză psihologică. Nu știu. Dar sunteți secretarul general al acestui partid. Da. Considerați că s-a procedat statutar cu excluderea doctorului Pic sau mai erau și alte, cum se numesc asta, mă, când vrei să sancționezi pe cineva? Așa. Statutul Partidului Național Liberal, articolul 26, are toate măsurile punitive pe care le-au și alte partide. Vot blanc cu avertisment, mustrare, suspendare pe perioadă determinată, suspendare pe perioadă mai nedeterminată și la final la litera H, la litera H, care e 8 la litera H. Partidul lui Ceaușescu se numește Fișca, litera H. Da. La litera H este excludere. Nu sunt membru, n-am participat, deci sunt oameni care au participat la discuții, că aud și eu în partid, sunt diverse puncte de vedere și opinii, care spun, domnule, nu trebuie. Dar sunt oameni care spun, domnule, dar l-am rugat la un moment dat. V-am spus, sunt oameni chiar din presă care m-au sunat și m-au întrebat, domnule, nu cumva și-a forțat cumva excluderea? Știți ceva? Acum eu cu neparticiparea la ședințe, neplata cotizației, asta se justiță verifică ușor. Că nu avem nici sau n-a plătit. Da. Dar asta cu atitudine ostilă și sfidătoare, cel sau cei care au făcut propunerea, cum au justificat-o? Că trebuia să dea un exemplu. Da, domnule? Spune-mă, printr-o înregistrare audio. Da? Domnul... A vorbit... Diaconescu, dacă să le dau o circunstanță și să... Iau în serios ceea ce au făcut, un singur lucru m-a deranjat și pe mine ca membru de partid, dacă lucrurile au stat într-adevăr așa. Dacă într-adevăr lucrurile au stat așa.